În momentul în care am descoperit-o pe Crina, pe YouTube, eram în spital, cu TBC pulmonar. Și mi-am propus să ajung la ea la curs, să mă și vindec. Evident că asta s-a și întâmplat și s-a văzut la CT. Pornisem deja pe o cale din asta de autocunoaștere și NMG-ul mi-a dat toate răspunsurile de care aveam nevoie, astfel încât creierul meu să proceseze, eu fiind mai mult pe rațional. După ce am înțeles mecanismul, cum se produce boala, cum ajunge în corpul fizic, am înțeles și mecanismul de vindecare, adică, de fapt, totul, în continuare, suntem într-un proces de vindecare, pentru că aplic în continuare tot ce am învățat la curs, tot. Cea mai mare parte din ce am învățat la curs, în special, stopul, adică sunt mult mai prezent în viața mea, înțeleg de unde vine masa conflictuală acum și înțeleg și cum aș putea să nu mai creez altele. Adică cred despre mine că da, am evoluat față de anul trecut, înainte să ajung la curs, și acum simt că, acumulând informația asta legată de NMG, o parte din informații, sunt mult mai sigură pe mine. Adică simt că aș putea să fac față cu orice fel de, nu știu, afecțiune ar veni peste mine sau orice situație de viață care ar veni de acum înainte peste mine, simt că pot să-i fac față. Adică știu că nimic nu e întâmplător, totul vine cu un motiv. Clar, mi s-au schimbat multe perspective de când am ajuns la curs. Și o apreciez pe Crina. Clar nu a ajuns întâmplător în viața mea și am descoperit-o la momentul potrivit pentru mine. Și da, mi se confirmă și că faptul că am venit sau faptul că la CT a ieșit că e tot un regul acolo cu resorpție completă și cred că la următorul nu se mai vede absolut nimic acolo pe... Era o gaură de 4 pe 3 centimetri în plămânul drept, care acum la CT nu s-a mai văzut deloc, deci nu mai exista acolo. Erau arii de resorpție, deci resorbit complet, în mai puțin de cât? 4 luni? Și tratamentul este de un an și 8 luni în România, că în alte țări e mai scurt. Și atunci, da, dă rezultate. Le-am luat. Le-am luat, da. Frica. Bine, la început credeam că da, pastilele mă vindecă. De fapt, ceea ce vindecă e ce crezi tu despre pastile. Și crezând că acele pastile mă vindecă, într-adevăr, le-am luat lunile alea cu credința că o lună, două, cu credința că ele sunt cele care mă vindecă. Și ulterior, da, am înțeles că eu mă vindec pe mine și mentalul și ceea ce gândesc mă vindecă. Și așa a fost, dar pe de altă parte nu aveam atâta încredere în mine încât să zic că renunț la pastile și merg numai pe partea asta, că nu eram atât de sigură că da, pot să fac lucrul ăsta. Dar sunt pe calea cea bună, adică deja simt la mine că da, am îmbunătățit o mulțime de lucruri, mai ales asta cu starea de prezență. Cu a nu-i mai judeca pe ceilalți, înțeleg și perspectiva celorlalți. Adică aplic mai mult, nu că nu m-aș mai fi întâlnit cu informația de genul ăsta, dar participând la curs și aplicând, amintindu-mi atât de des de lucrul ăsta, deja începe să intre într-o rutină și să văd lucrurile din perspectiva altora și să nu mă mai deranjeze ce gândește altul sau să înțeleg de ce au reacționat în felul ăla și știu că totul este despre mine. Adică e clar o îmbunătățire. Deci, dacă ar fi să rezum ceea ce am învățat la Crina în cele 6 luni petrecute aici, pot să spun că am învățat că viața este de fapt o joacă. Tot ceea ce învățăm aici ne trăinuiește cumva să primim toate experiențele care vin către noi cu un aer de copil, de joacă, nimic nu e atât de grav, nimic nu este de viață și de moarte.
experimentăm totul ca într-o joacă de copil și atunci totul devine mai simplu, mai ușor și nu ne mai impactează organele și nu ajungem să căpătăm afecțiuni în corpul fizic. Pot să spun că într-adevăr mi-a schimbat viața și l-aș recomanda oricui și chiar intenționez să-l recomand cunoștințelor care au probleme de sănătate, pentru că dacă merg la un curs din ăsta și simplu fapt că au vizionează un filmuleț pe YouTube care la mine a făcut click în momentul ăla și am zis eu, acolo trebuie să ajung, sunt conștientă că e o cale spre vindecare și atunci îl recomand cui pot. Depinde de fiecare om în parte, da? Calea de mine, de persoana în cauză, depinde vindecarea, nu crina ne vindecă, noi ne vindecăm pe noi. Eu mă vindec pe mine și fiecare se vindecă pe el.